Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Eu sunt George Tănase, sunt comediant. Pe lângă stand-up comedy, fac și sketch-uri și parodii umoristice. Astăzi o să gătim ceafă de porc cu cartoafele prăjit și cu telemea de vaco. Bun, să apucăm. Astăzi nu am să gătesc eu, o să gătească personajul meu, pentru că eu nu mă pricep. Toate aia sunt salt bay. Salt bay. Trebuie să facem un pic de masaj la carne, că poate e stresată. Urmăresc foarte mult emisiunile TV. Mă distrează foarte mult oamenii reali, oamenii mișto, care strălucesc, care vin să fie ei. Ei pentru mine, oamenii reali, sunt niște personaje. Adică eu nu pot să imit pe cineva dacă nu mă face să râd. Uite aici cum pune cartofi. Stai că frică, n-a fost bine, că m-am gândit așa. Am zis că nu pun bine. Eu am venit la șef la cuțite să arăt familiei mele că eu nu mor de foame, pentru că mă sună din când în când: tu ce mai mănânci, mamă? Mănânc, nu se vede. E, lasă că ți arăt. Și bunica mea îmi zice în fiecare săptămână: te-am văzut la șef la cuțite, dar n-am fost eu. Ba nu, că ai fost tu, că te-am văzut ăla frumos acolo. Nu eram brei, eu nu înțelegi. Trebuie să dovedești ceva neamurilor. Eu de asta sunt aici. Și mâncam mult. Sper să place la șef ce-am pregătit și să dea cuțitul de aur. Ce faci? Foarte bine. E supărată? Nu. Așa pare. Sunt emoționată. Serios? Abia aștept să-l văd. Sper să place. Bă, dar somon nu ne dă nimeni, mă. Dar ce somon de porc nu mai place? Hai, bă, să-i facem, să-i facem mâine somonel, bă. Nu, bă, dar am primit noi somon deloc. Cu ce, cu ce e desert? Da, mama mea, ce, ce somon avem! A făcut mâncare amuzantă. Așa, da. Băi. Și acum, Macio! Nu da mâncare lui Macio, mănâncă tu. Dacă puteam să stingem luminile și puneam câte o flacără în fiecare de asta, așa, și făceam tararam pam pam pararam pam 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 pam. Brânza-i de aici. Băi, știi câte amintiri îmi provoacă? De ce? Ia de aici, bă, tinerețe era ceafă, cartofi prăjiți și brânză rasă. Da. Auzește salata, da. Eram un film meu departe. Dacă șef la cuțite se făcea în 1988, ăsta era lux, tăticule! Place lui Scarlătescu, mă bucur tare. Bă, da, și vezi că e multă carne pentru 88. Mâncați odată, măi! Te vedeți dacă e sărat, că am pus destul. E foarte tare, măi! Zom! 70 de ani, șef de unitate. Om, șef de unitate, nu dai seama după farfurie că acolo a făcut bucătar bun. Băi, direct bufetiera. Perfect! Ortensia, mă? Ortensia, da, ortanța. Ortanța, ortanța, cum se ziceam noi, toate erau ortanță. Da. Ortanța, de un, din ce cărciumă vine? Nu știu dacă mai există. La Rucăr? Rucăr, am auzit de Rucăr. La Rucăr. La mine cartier. Da, 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 de-aia am auzit. Se dădea berea pe vremuri la Borcan. Ca hipsteri. Pahare nu mai aveau? Tu unde? Halbă, mă, că era de-aia la draft. Mamă, pe ce s-au dus? Da, exact. Lasă-mă gândeam, unde a ajuns? De ce nu vorbește și de majoratul Cuza atunci? Hai să votăm, bufetieră. Bă, lipsește frunza de salată, dar restul să știi că e de aici. Asta știi cum se cheamă amintiri din copilărie.
Deci, fii atent, nu mai contează ce postez, dacă pun asta, fii atent câte like-uri fac. Devii influencer peste noapte, ești nebun. Băi, ia uite aici, ia uite aici, n-ai dat like? Ba da, ești nebun. Băi, păcate cartofii sunt cruzi. Cartofii și ceafă e crudă chiar. Aoleu, Doamne. Eu cred că i-a băgat în ulei reci. Da, și-a lăsat tot în ulei reci. A uitat să prindă ragaz. Bună seară. N-a plăcut ceafă cu cartofi, n-a fost bun. N-o recunoște. Acum a dat seama ce s-a întâmplat? Da, nu știu. Dar nu vorbește românește. E, de unde știi tu că nu vorbește? Am adus carne în caz că n-aveți frigiderul plin. Mai vreți carne? E carne, e carne. E carne. Ia și tu niște cartofi, dacă tu ne dai tu carne, ia cartofi. Că tot ne-am apucat să guști. Buni, buni cartofi. Mult ulei, dar buni. Da. Uleiul l-ai încins sau i-ai făcut așa mai... E, da, mă, ca la spa, așa, pus un pic să clocotește. El prăjește, da, bun. El prăjește carne, nu cartofi. A, prăjește tot ce prind. Eu prăjesc și femei, n-am prăjit tot ce am prins. Și tu prăjești femeia, am auzit, am văzut la televizor. Eu le perpelesc, mă, nu le prăjesc. Pe la vârsta asta cred, da. Bă, că se poate și mai bine, nu? Mai am loc, mai am loc. Mai am. Dacă n-a plăcut ce am făcut, fac altceva. Cum te cheamă? Nusret, Nusret Gyökçe. Cine? Nusret Gyökçe. Salt Bay. Nu ești, bă, că ăla are tricourile murate. A, mai slăbit, că pandemie, greu. Ăluia nu e greu, spun eu. M-am gândit să faci o rețetă tradițional moldovenească. Vită bătută și umilită. Sos de ketchup de la magazin. Bună, bună! Sără. Și să ștem un pic de bătaie, că de-aia evită bătută. Prima dată trebuie să bătem carnea. Ok. Ok. Acum a bătut bine carne. Da. Okay. Și acum punem sare. Așa cum place vouă. De ce a prins la toată lumea asta cu sare? Eu n-am înțeles. Eu eram bad când am pus sare așa. Toată lumea a nebunit după aia cu sare. Ce rupe mâna. E bună. Da, e puțin cormoran, ai văzut. Asta este cobra, eu așa zic, asta cobra. Cobra, cobra. Uite cum ataci cobra, uite cum duci. Sau lebădă, dacă zici, depinde de ce ai în pantalon. Actor de meserie? Actor de meserie, acum nu prea meserie, că... nu prea s-a dus. A dus meserie acum. Bună. Cine ești? Cum te numești? Cine George ești? Tănase. Aaa, de-aia te-a recunoscut după ochelari, bă, băiatule, bă, că... Eram la un pas să sărim pasul, să te bate toți trei. Și v-ați dat seama până la urmă? Aaa, bun noroc! V-ați dat seama că e și ilegal că mă bate. Ai scăpat, ai scăpat. Eu am zis că te sternesc dacă ți-ar doi cartofi, da? Te-am domolit, n-am făcut bine. Mai bine trebuie să mă face. La ce foame am acum, crede-mă, ai și prins cu gura direct. Adică mă plecam aici. Auzi, nici tu n-ai mâncat în ce ai gătit, nu? Nu, n-am curaj. Pe Nusret e un personaj pe care îl joci des sau e prima oară? Nu, e prima dată când l-am imitat. Mi s-a părut interesant, mi s-a părut caracterul în care mă pot masca eu, că eu cu bucătăria. Da. S-a văzut, dar da, e o mâncare pe care o mănânc orice român, adică asta a fost scuza. Da, puțin mai gătit. Mai gătit-o un pic, a, da. Așa, adică nu foarte mult. Da. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.